Sezonul fotbalistic județean s-a încheiat odată cu premierea participantelor la campionatele de 13 și 11 ani, competiție la care nu au contat rezultatele, toți micii jucători fiind câștigători. Însă altfel au stat lucrurile în campionatul juniorilor de sub 19 ani, unde câștigătoarea s-a decis în ultima etapă. Campioană a județului Hunedoara la această categorie de vârstă este CSM Deva, care a învins într-un meci cu trofeul pe masă pe retezatul H. Următoarele locuri fiind ocupate în ordine de Jiul Petroșani, Minerul Uricani și Inter Petrila. În punctul nostru de vedere este munca de 3 ani de zile cu acești copii, este aproape al treilea an în care în fiecare an am încercat să câștigăm locul 1 pe județ. Astăzi s-a împlinit, pentru că eu am jucat de 2 ani de zile cu ei la nivel de senior, la nivel de Liga 4 și mă bucur că au confirmat valoarea și munca și la nivelul vârstei lor, la nivel de junior, prin câștigarea acestui meci. 4-0, pe noi în primul rând ne interesează jocul și formarea jucătorilor, sunt copii buni, de calitate foarte bună, care sunt convins că vor face în viitor apropiat pașii către eșaloanele superioare. A fost un sistem foarte ok, ținând cont de situația cauzată de pandemie, dar repet, pentru noi a fost cumulul tuturor competițiilor la care am participat, aceiași copii participând și în campionatul de senior. Noi anul ăsta am avut peste 20 și ceva de meciuri oficiale senior-junior. Pentru acest rezultat, principalul Marius Sârbu și secundul acestuia, Alexandru Doboș, alături de portanii Bârsan și Voinea și jucătorii de câmp Strugariu, Vărzaru, Brania, Coman, Sapta, Istoc, Izele, Nicoară, Mustață, Boldor, Gril, Tamaș, Avram, Valea, Nedelcu, Tătar, Voiculescu, Luca, Sicoie, Chirică și capitanul Iordache au fost premiați de către Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara și Primăria Municipiului Deva. Astăzi a fost un meci plăcut. Spre bucuria noastră am vins Deva. Deci, iată că se poate. Pe lângă acest nou teren, într-adevăr, am intrat în linie dreaptă și promovăm tinerii. Și am reușit anul acesta, am câștigat campionatul cu juniorii noștri, cu CSM Deva. Bravo jucătorilor, bravo antrenorilor. Și noi ca primărie o să ne facem datoria în continuare ca acești tineri să aibă toate condițiile de a face sport. De altfel, CSM Deva a dominat competițiile de juniori din județul Hunedoara, impunându-se și în campionatul de sub 15 ani, formația pregătită de Florin Călugărița și Darius Leucean, terminând înaintea celor de la CS Hunedoara, școala de fotbal Damian Militaru Petroșani, CFR Simeria și Zarandul Crișcior. Bravo, 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 bravo.